Salutare, oameni buni, și ne vedem din nou cu o lansare specială. Astăzi se lansează Xiaomi 14 în Europa. Sigur, l-am văzut la lansarea oficială din China, dar acum chiar vine și la noi. Și avem două zvonuri care încă nu sunt confirmate pentru că am filmat acest videoclip înainte de lansarea oficială. Se pare că 14 Pro chiar nu vine în Europa. După toate informațiile pe care le-am până la ora actuală, Xiaomi 14 Pro nu vine. Se pare însă că vor lansa pentru europeni Xiaomi 14 Ultra. Însă, chiar dacă el este prezentat acum în eveniment, el va veni un pic mai târziu, probabil în martie, moment în care sperăm că va veni și la test să-l vedem și noi. Acum doar modelul compact, Xiaomi 14, cu care ei speră să facă mari vânzări și este un flagship de invidiat, adică pentru prima dată, deși este comparabil cu 13-le, are mai multă tehnologie și este mai aproape de nivelul flagship și rămâne un telefon cât de cât compact. El este la 6,36 inch și păstrează un modul foto dreptunghiular, să zic cumva, pe spate, cu foarte puține schimbări față de anul trecut. În schimb, are 3 senzori de 50 de megapixeli, adică n-au mai pus de 10 sau de 12 sau prostii de genul ăsta, ci au mers pe senzorii aproape cei mai buni. Design foarte bun, cu margini astea plate ca iPhone-ul, ca S24, cu o baterie mai mare ca anul trecut, au ajuns la 4600 și o încărcare mai rapidă, 90W, la care ei promit că în 31 de minute e gata la 100%. Un ecran foarte bun, iarăși aici este o controversă, pentru că informațiile Xiaomi spun că este un AMOLED cu o luminozitate maximă de 3000 de niți, iar pe site-urile de informații și specificații din China scrie OLED și lumea, există chiar și o controversă pe forumuri dacă este AMOLED sau OLED. Ei bine, nu știm, eu știu ce mi-au spus cei de la Xiaomi și anume că este AMOLED. Am încercat să fac diverse teste și pentru a vedea, este ușor să vezi dacă e un LCD versus OLED sau AMOLED. Dar diferența dintre OLED și AMOLED e mai greu de făcut și nici aplicațiile astea de detecta sau de informa despre display nu prea îți dau informația asta. Dacă pui ecranul pe negru complet și îl dai la luminozitate maximă, este întunecat. Deci, în mod sigur, este OLED sau AMOLED. Așa că v-am lămurit cu partea asta. Xiaomi spune că este AMOLED, deci eu zic să mergem pe varianta anunțată de Xiaomi. Asta cred că va veni și pe Ultra, care este iarăși cel mai dotat flagship cu Android, un adevărat concurent pentru S24 Ultra, un nou telefon care vă oferă toate posibilitățile camerei foto, adică are și periscop și zoom optic și ultra-wide și normal, și care are și un design avansat și are și tehnologia Leica, despre care știm că este una din cele mai bune pe telefoane mobile. Pe de altă parte, ăsta are ca tu, din câte se pare, prețul. Din ce am văzut prin informările de până acum, există mai multe curente care spun, care dau informații contrare. Cum spuneam, n-am primit încă nimic oficial, nu știm, probabil review și pe care am să-l fac săptămânile viitoare, o să conțină și informațiile de preț și disponibilitate în România, pe care o să le primim după eveniment. Dar acum am vrut să vi-l arăt, am vrut să vă arăt ce am făcut cu el până acum. Vreau să vă arăt și două alte noi gadget-uri lansate de Xiaomi astăzi, adică Xiaomi Watch 2, care se lansează oficial astăzi, și Band-ul versiunea O Pro. Adică am avut parte de ele înainte și am avut posibilitatea să mă joc un pic cu ele și să fac câteva teste pe ele. Însă partea de informații legate de preț, disponibilitate și ce oferă practic cadou la lansare, asta o să o primim abia după încheierea evenimentului. O să încerc să actualizez articolul de pe blogul meu, computerblog.ro, unde puteți să găsiți mai multe informații despre modelul Xiaomi 14 și probabil tot acolo am să adaug despre 14 Ultra când vine în România, la ce prețuri și la ce ne așteptăm în următoarea perioadă. Xiaomi au un univers complex de produse, adică au foarte multe produse IoT și foarte produse din alte categorii și mă aștept să prezinte la evenimentul oficial de lansare Xiaomi 14 și alte dispozitive. Dar v-am zis că astea o să revin, cred că prima oară pe blog și după aceea în review-ul ăsta, dacă va fi nevoie, am să adaug alte informații.
Telefonul vine în România în două variante legate de stocare și RAM, 12 GB de RAM ambele, una de 256 și una de 512. Informațiile spun, pe care le aveam până acum, spuneau că se lansează în Europa la 600 de euro, ceea ce ar fi excelent, dar pe lângă asta există și site-uri unde s-a scris că Xiaomi 14 poate să ajungă la 1100 de euro. Acum poate să fie și o informație falsă și o informație adevărată sau adevărul poate să fie undeva la mijloc. Poate că versiunea aia de bază care ajungea la 600 de euro era cea de 8 GB de RAM care nu vine oficial la noi. Este o variantă. Astfel încât următoarea variantă 12 cu 256 să fie vreo 700 de euro, 750 de euro. Dacă ar fi așa, este un produs best buy oricum și probabil cam acolo va ajunge. Dacă se duce în 4000, începe să fie deja cam scumpicel, dar are destule aturi, adică ecran de foarte bună calitate, e adevărat, nu are rezoluție mare, are 2600x1200, este undeva o rezoluție 2.5K, cum zic ăștia acum, au tot schimbat denumirile astea, 1.5K, 2.5K, în funcție de după care specificație te iei. Dar este un ecran de 3000 de niți, adică foarte competitiv, are multe certificări de astea HDR 10+, Dolby Atmos și am văzut multe alte specificații de nivelul cinematografic, dar are procesorul, bineînțeles, Snapdragon 8 Gen 3 și are stocare UFS 4.0, bateria mare și toate astea. Adică pe undeva înțeleg dacă l-ar duce spre 1000 de euro, pentru că acolo sunt și rivalii. Acolo e și iPhone, acolo este și Samsung. Problema este că până acum, ca cum am povestit la brandurile astea chinezești care au venit tare din urmă, ei se diferențiau în primul rând prin preț și de asta cred că primele zvonuri dăduseră că se lansează la 600 de euro ca să țină lumea interesată. Nici eu nu cred că va fi 600 de euro la lansare. Dar la 800 de euro este un terminal ok care atrage atenția și este foarte bine dotat și foarte arătos pentru ce oferă el. Deși este, cum spuneam, din punct de vedere al designului, el nu a evoluat față de anul trecut prea mult, adică anul trecut avea același ecran, avea același spate, un modul foto avea două dungi în plus care arăta cumva ciudat, dar parcă l-au făcut mai bine anul ăsta. Sticlă pe spate, sticlă pe față, marginile astea lucioase, are cam tot ce vrei de la un terminal flagship. Acum nu înțeleg nicio faza cu Pro, de ce nu ar aduce Pro în Europa, dar probabil aici este un calcul al Xiaomi care a spus că Pro ar fi fost ori prea scump, ori prea bine dotat și ar fi dăunat vânzărilor celorlalte modele și ei vor să vândă Ultra-ul și ăsta mic. Pe de altă parte, este bine și să aibă Ultra-ul lansat, pentru că este practic, cum am spus, unul din cele mai puternice competitoare pentru brandurile mari care au terminale flagship de top. Mie personal mă cam trage ața spre Ultra ăla, dar vreau să văd întâi primele review-uri, pentru că sunt curios dacă ține bateria la dotările pe care le are. Cam aia e, acolo e dubiul meu, dacă bateria e chiar bună sau vor avea probleme de autonomie. Haideți să ne uităm la telefon. Vă arăt și ce au pus în cutie, vă arăt ceasurile, ceasul și banda și la finalul acestui videoclip mai povestim dacă merită sau nu merită acest telefon. Hai să vedem! Bun, haideți să vă arăt aici din mână. Ne uităm un pic pe cutiuța asta, se vede brandingul Leica din avion. Ei inițiază foarte mult pe zona asta de fotografie și colaborare cu brandul foto. 12 GB de RAM cu 512 versiunea testată de mine. Cred că dacă ați avut telefon până acum și l-ați folosit la maxim ca și mine, toți avem senzația că trebuie să trecem pe 512 sau 1 tera, pentru că spațiul devine important și nu mai vreau să stau tot timpul cu stresul de a șterge sau de a muta ceva. 256 nu prea mai e de ajuns. Avem husă inclusă în pachet. Este un cauciuc negru. Gri. Gri pe negru. Nu știu. Documente.
unealta de SIM, cam tot ce trebuie. Și bineînțeles că avem încărcător. Și avem chiar încărcător de 90W, așa cum trebuie pentru acest model. Și cablu USB-A, USB-C. Eu v-am zis, eu apreciez cablurile care sunt USB-C, USB-C, pentru că îmi convine să conectez ăsta direct la un laptop și să îmi transfer datele mult mai rapid pe laptop cu ajutorul cablului. Xiaomi Band 8 Pro, Smart Band 8 Pro, o știm cu toții banda, dar a mai evoluat un pic, în sensul că este ecranul un pic mai mare, 1.7, bateria este și ea un pic mai mare. Ține cam 14 zile de utilizare. Aici senzorii pe spate și sistemul de încărcare cu cablu proprietar. Nu o să înțeleg niciodată pe ăștia de ce în continuare și în continuare refuză să pună USB-C normal la încărcarea dispozitivelor smart. Doar așa, ca să ai mereu problema cu că nu găsești cablu de încărcare de la ceas. Și are și asta niște documente pe aici. Cureaua, am primit și o curea din metal, care e foarte bună, din oțel inoxidabil. Eu, în general, am alergie la plastice și mi-apar chestii pe mână în zona unde țin ceasul, dar sunt și modele noi, și ăsta este tot Xiaomi, care au trecut la o nouă generație de policarbonat ăsta, care nu te irită la piele. Dar îmi place foarte mult și recunosc, îmi place foarte mult cureaua metalică. Și nici nu transpir, nici nu... Mă rog, probleme pe care le ai, poți să te speri pe mâini cu ceasul la mână, altă treabă. Și Xiaomi Watch 2 mi se pare un ceas bun, însă în continuare, în lupta asta dintre ceas și brățară, apare aceeași problemă care se întoarce în fiecare an. Avem o baterie de aproape 500 de mAh și totuși ține 65 de ore maximum, adică două zile și ceva, în a treia zi ești obligat să-l duci la încărcat. Acum, sigur că ceasul are mai multe funcții, are senzori mai buni, are toate elementele astea, avantajele astea suplimentare. Este mai plăcut de încărcat că doar îl pui pe chestia asta, dar vedeți că și asta are suportul ăsta, are niște dinți, trebuie să potrivești fix pe dinții ăia, în fine. Probleme, first world problems. Nu e nimic ca simplu și ușor, cum ar fi să conectezi un USB-C și să se încarce. Dar fiecare companie își face planul în funcție de interesele ei comerciale și deocamdată sunt puține modele care cu adevărat fac diferența și țin mai mult de o săptămână, să zici că te bucuri și tu de un ceas inteligent. Acum să mai și dorm cu el la mână ca să-ți ia și informații despre somn, sunt multe lucruri. E destul de măricel ăsta, dar este mai ușor decât un ceas obișnuit, are un AMOLED cu 1.4 inch. Cureaua asta la fel este dintr-un cauciuc cam ușurel, dar o să revin cu impresii la review-ul telefonului și cu mai multe detalii despre ceas și cu prețurile. Telefonul vine din fabrică cu Android 14 și cu noul HyperOS. Nu arată așa de mult diferit față de generația anterioară de sistem de operare, însă pe de altă parte, parcă mi se pare un pic mai fluent și mai rapid în animații, nu știu. Poate și efectul de la nou procesor combinat cu stocare și cu memorie. Dar Snapdragon 8 Gen 3 e cam la fel cu 8 Gen 2. Stocarea și memoriile erau cam la fel și anul trecut, adică așa, nu e senzațional. Modulul este tot ieșit în afară cu aceeași chestii ca o piramidă de aia tăiată. Marginile astea foarte lucioase ca la iPhone, se pare că e moda anului, toți mai producători le adoptă. Mi-a plăcut ecranul foarte luminos, mai ales dacă ieșiți în soare se vede imediat că ești afară și că ai nevoie de luminozitate extra ca să vezi pe ecran și se vede foarte bine.
și păstrează dintre funcțiile cunoscute de la Xiaomi funcția de telecomandă cu infraroșii pentru diverse echipamente casnice la care le poți da, după ce le adaugi, le poți da comenzi direct din telefon. Haideți să vă arăt pe aici ce teste am făcut cu el și ce fotografii, bineînțeles că am făcut și o grămadă de fotografii. Și facem un test scurt de audio-video și după care la final mai tragem o dată concluziile legate de noul Xiaomi 14, noua generație Xiaomi 14. Vedeți, când porniți telefonul prima dată, astea sunt lucrurile esențiale pe care trebuie să le faceți. Să scoateți chestiile astea care le permit lor să urmărească ce faceți pe telefon. Mi-a plăcut că poți să-ți alegi fonturile, cred că e prima dată de când au, cred că e ceva din HyperOS. Pentru că, în general, niciunul dintre mari jucători sau îți permit foarte greu să personalizezi fontul și cum apare pe ecran. Scorurile sunt ok, dar nu poți să zici că e procesorul Snapdragon 8 Gen 3 dus la extrem. E 2155 single core, 655 multicore. Este un scor bun, dar nu e senzațional. Era în balance și l-am încercat și pe performance mode, dar nu s-a schimbat semnificativ. Cele mai mari scoruri pe care le-a scos aici, dar asta a fost înainte de testele mele, e 2200 single și 7200 multicore, dar probabil cumva a fost un pic împins de la spate. În schimb, a ieșit foarte bine la baterie, neașteptat de bine, ceea ce înseamnă că Snapdragon 8 Gen 3 a fost optimizat mult, iar Android 14 a fost optimizat mult. 17 ore fără nicio setare de power saving, iar apoi am început să-i fac diverse setări ca să țină mai mult. A fost și un update de soft și a ieșit 20 de ore și 20 de minute. Pentru un dispozitiv mai compact, cu baterie de 4600, este chiar foarte bine, adică față de ce am văzut la alte telefoane, este excepțional de bine. Și putem vedea aici detalii tehnice, avem variantă 12 GB de RAM cu 512, din care am free 450, deci vă dați seama, deja am consumat 60 de GB pe puțin. 8 Gen 3 cu toate detaliile lui. Ecranul e 2670x1200 de pixel, 636 de inch, 460 dpi, accelerator grafic Adreno 750, acum e 60 de Hz. Bateria 4610, dar v-am zis, ține foarte, foarte bine. Android 14 Upside Down Cake. Bun, camerele de pe spate, n-am reușit să aflu foarte multe despre cei doi senzori secundari. Senzorul principal e de 1x1,3 inci, e destul de mare, dar nu este de 1 inci. Iar ceilalți doi sunt tot de 50 de megapixeli, dar probabil sunt senzori mai mici și n-au mai menționat ei mărimea pe acolo. Iar pe senzorul principal avem pentru prima dată lentile Leica Summilux și este o apertură de f/1.6, cea mai mare, una din cele mai mari pe un flagship de nivelul ăsta. Până acum sunt puține telefoane peste f/1.6 și senzație fac cele două modele care au, două, trei modele care au apertură variabilă. Se pare că 14 Ultra va avea apertură variabilă. Dar pentru un flagship cu 3 camere de 50 de megapixeli și selfie-ul de 32 de megapixeli care poate să filmeze 4K, mie mi se pare că este un telefon destul de bun. Hai să trecem direct la concluzii. Avem de confirmat, înainte de a face o achiziție sau nu, sau de a recomanda, sau de a spune dacă e bun sau prost, avem nevoie să aflăm prețul comercial care va fi în România. Acum, poate că la lansarea din Barcelona vor da prețuri pentru toată Europa, dar la fel ele nu sunt 100% sigur că se aplică și pentru România. Așa că trebuie să așteptăm întâi să vedem prețuri pentru România. După aceea, care este oferta de lansare? Că de obicei venea cu ceas la pachet sau venea cu alte dispozitive IoT care intră în acest bundle de lansare. Sau cu discount, sau cu voucher suplimentar, sau cu oferte de buyback. Asta rămâne de văzut și cum aflu ceva pe tema asta, vă zic. Telefonul este bun, este super recomandabil pentru cei care vor un telefon mai compact. Este mai mare decât S24 de bază.
Are 6,36, ăla are 6,1 inch, este cu 2,3 inch mai mare, mai lung, mai se simt 2 inch, adică e destul de mult, sunt 3 mm 4. Terminalul este foarte arătos din punct de vedere estetic. Are 3 camere de 50, are 12 GB de RAM cu 512 sau cu 256. Are bateria destul de mare care a ținut foarte bine în teste și acum totul, adică recomandarea sau nerecomandarea, depinde mai mult de la ce nivel de preț va veni și la ce ofertă împreună cu accesoriile suplimentare. Rămâne să aflăm asta și discutăm săptămâna viitoare în cadrul unui review complet. În cadrul acelui review, pe lângă astea ce am mai făcut eu, teste și poze, o să vă arăt și testul de imagine și de audio pe el și după aceea ne facem o idee dacă merită sau nu merită. Abia aștept să văd Xiaomi 14 Ultra, sper să pun mâna pe el, dacă pun mâna mai rapid pe el o să revin și la fel cu un clip de primele impresii și după aceea cu un clip de review. Ne vedem în curând, baftă, ciao!